La Biserica Sfântul Sava din Iași a avut loc vineri, 1 septembrie, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la care au participat grupul de voluntari ITO 2017. Alături de aceștia s-au alăturat și grupul de tineri veniți din Patriarhia Alexandriei și a întregii Africi. Astăzi este începutul anului bisericesc, 1 septembrie, dar pentru noi voluntarii de la Iași este și începutul acestui eveniment frumos, întâlnirea internațională a tineretului ortodox aici la Iași și este o mare șansă, este și o frumoasă binecuvântare lui Dumnezeu peste orașul acesta, pentru că harul și binecuvântarea lui Dumnezeu foarte adesea coboară pe pământ prin tinerii care îl iubesc pe Dumnezeu și care au viața curată. Aveți acum șansa frumoasă de a fi alături de toți oaspeții pe care îi avem astăzi. Astăzi vă recomand și mâine și poimâine să fiți smeriți. Smerenia e cea mai plăcută lui Dumnezeu și dacă noi nu reușim să împlinim toate, le împlinește Dumnezeu pentru smerenia noastră. În același timp, toate aceste zile să fie zile de rugăciune. La finalul slujbei, grupul de tineri din Patriarhia Alexandriei și a întregii Africi a cântat imne religioase. Ita omba mor.